În primul rând vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sunt în mijlocul dumneavoastră în seara aceasta. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze această biserică, Dumnezeu să binecuvinteze fiecare suflet care faceți parte din această biserică și Dumnezeu care ne-a făcut să îl cunoaștem pe Domnul nostru Iisus Hristos, să ne ajute așa cum am auzit din mesajul acesta, să fim înrădăcinați în Iisus Hristos, pentru ca astfel să avem siguranța deplină că îl avem pe Iisus Hristos în viața noastră. Aș dori de asemenea să aduc un salut, salutul Bisericii Philadelphia din Cluj-Napoca, acolo unde slujesc este din Apocalipsa, capitolul 3, versetul 11. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Dumnezeu să ne ajute să păstrăm tot ceea ce El a dăruit fiecăruia dintre noi și acest dar minunat, așa cum am predicat dimineață în Biserica Emanuel, mântuirea, despre care Apostolul Pavel zice să ducem mântuirea aceasta până la capăt, să ne ajute Dumnezeu să ducem acest dar, mântuirea, până la capăt. Aș dori să ascultăm filmulețul și după aceea o să mai spun câteva cuvinte. Dumnezeu a creat un bărbat și o femeie, instituind astfel familia. Copiii au fost și sunt cea mai frumoasă moștenire pe care o primim aici, pe pământ. Iar ca părinți, avem onoarea, dar și responsabilitatea majoră de a-i crește în cunoaștere și în frică de Domnul. Însă copiii nu sunt permanent lângă noi, iar lumea în care trăim are propriile învățături și filozofii care pot distruge sufletele lor pentru veșnicie. Richard von Brandt spunea, copiii făgăduinței dumnezeiești trebuie feriți de influențe rele. Iată de ce este imperios să investim în educația copiilor noștri, nu doar în familie și în biserică, ci și în școala pe care ei o urmează. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Printre lucrurile pe care vrem să le transmitem copiilor noștri, nimic nu este mai de valoare decât credința în Dumnezeu. În anii de libertate religioasă pe care trăim, la Cluj-Napoca a fost deschis Liceul Teologic Penticostal Prodeo. Aici, copiii sunt instruiți după programa școlară românească, dar mai presus de aceasta sunt învățați și încurajați să fie adevărați ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Cadrele didactice sunt, în primul rând, oameni ai lui Dumnezeu care trăiesc după valorile împărăției, reușind astfel să le ofere elevilor noștri, pe lângă o educație academică de înaltă clasă și un exemplu de trăire creștină. Dumnezeu ne-a binecuvântat ca din liceul nostru, la nivelul județului, să avem 16 elevi calificați și selectați în centrele de excelență. Am fost nevoiți să refuzăm în ultimii 2 ani un număr foarte mare de elevi, fiind constrânși de posibilitățile de a îi primi. Zilele acestea am fost foarte bucuros că elevii noștri au participat la seri de stăruință și au primit botezul cu Duhul Sfânt. Pe holurile liceului au început să sune cântări de laudă în timpul pauzelor. Cred din toată inima că această lucrare merită să meargă înainte. Cred din toată inima că fiecare copil și investiția în copii este cea mai mare comoară. Dumnezeu te provoacă să investești în dezvoltarea Liceului Teologic Penticostal Prodeo din Cluj-Napoca, unde tot mai mulți copii vor avea posibilitatea să cunoască Sfintele Scripturi și să primească înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Susțin proiectul de a cumpăra Universitatea Bogdan Vodă pentru Liceul Creștin Prodeo din mai multe motive. Avem nevoie de școli creștine care, pe lângă învățământul de excelență, să promoveze și viața spirituală. Cluj-Napoca este un municipiu mare din România, există multe biserici evanghelice, există mulți copii,
De aceea avem nevoie de o locație nouă în care liceul Prodeu să se poată extinde. Martin Luther spunea, acolo unde se cere un galben pentru ridicarea de orașe, castele, monumente, arsenale, dați 100 pentru creșterea și educația unui copil. Am venit cu bucurie să văd această clădire, să văd această proprietate de care frații mei de la Cluj sunt interesați. Încă de la intrare, din momentul în care am ajuns aici, am fost impresionat de fațada acestei clădiri și am zis, într-adevăr, arată ca o instituție. Am vizitat apoi această școală, această universitate și am realizat că sunt săli de cursuri, seminarii, există laboratoare, există toate condițiile pentru ca aici să funcționeze într-un viitor cât mai apropiat un liceu penticostal. Dacă mă gândesc la suprafața foarte mare, 14.000 de metri pătrați, peste 6.000 de metri pătrați construiți, pentru o comunitate penticostală de mărimea comunității de la Cluj, această proprietate ar fi foarte binevenită și ar servi intereselor pe termen lung a acestei comunități penticostale. Sunt pentru a deschide școli în toată țara, de la grădiniță până la nivel universitar, pentru că Mântuitorul nostru Iisus Hristos, atunci când le-a vorbit ucenicilor despre misiunea pe care o vor avea, s-a referit și la învățământ. El ne-a spus că trebuie să facem evanghelizare și apoi să-i învățăm pe oameni. Având în vedere dimensiunea acestei comunități și seriozitatea oamenilor care slujesc aici, îi îndemn pe toți care au pe inimă să sprijinească această lucrare. Am înțeles că este nevoie de o sumă de bani destul de mare, peste posibilitățile fraților, a românilor care sunt aici, de aceea apelăm și la cei din diaspora, Europa, America și oriunde ar fi, dacă Domnul le pune pe inimă să vină în ajutorul acestei lucrări și credem că Domnul nu uită ca să-i răsplătească pe toți aceia care dau din toată inima și de bună voie. Mulțumim tuturor acelora care vor sprijini această lucrare foarte importantă. Implică-te și tu în dezvoltarea învățământului creștin din România. Acesta este un filmuleț prin care am putut observa cu toții că Clujul are o oportunitate unică pentru a achiziționa această clădire, unde momentan funcționează Universitatea Bogdan Vodă. Această universitate Bogdan Vodă a avut cândva peste 5.000 de studenți, actualmente are în jur de 1.000-1.100 de studenți și noi credem că Dumnezeu a pregătit un mare har pentru noi toți. De asemenea, cum bine știți, fratele Gicu Stan, care a fost prin Statele Unite pentru a întinde mâna și dumneavoastră ați oferit un mare ajutor, în sensul că noi am cumpărat un teren de 5.000 de metri și pe terenul respectiv am început proiectul, am obținut și autorizație de construcție pentru a construi această școală de care am avut nevoie. În luna septembrie, când m-am întâlnit și cu pastorul dumneavoastră, cu fratele Ștefan, la convenție în Chicago, nu știam de această nouă oportunitate, dar nu au trecut decât 2-3 zile după convenție și am primit un telefon că această universitate este de vânzare. Eu am pus un semn înaintea Domnului și am zis, Doamne, dacă universitatea aceasta se va vinde cu 4.500.000 de euro, înseamnă că Tu dorești să se cumpere această universitate. Am cerut acest semn din partea lui Dumnezeu. Și peste 2 săptămâni, când am ajuns acasă și când au început negocierile de la 7 milioane, am ajuns la 4.550.000, în care este cuprins tot mobilierul și poate puneți întrebarea, nu este 4.500.000, este 4.550.000, așa este.
Dar vreau să vă spun că proprietarul acestei universități, care este un arab din Iordania, a spus: domnilor, la urmă vreau și eu să donez 50.000 pentru această universitate. Eu cred că este planul și voia lui Dumnezeu. Noi am început să adunăm bani și vă mulțumesc, pentru că cred că și dumneavoastră aveți o inimă aleasă și doriți să sprijiniți această lucrare. Cu toții am sărbătorit, și mai ales dumneavoastră, în mod special cei din Statele Unite, ați avut o sărbătoare a mulțumirii. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că cine aduce ca jertfă mulțumiri, acela mă proslăvește. Apostolul Pavel, în cartea Romani, capitolul 1, vorbește despre o categorie de oameni care, cu toate că l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit și nu i-au mulțumit lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu i-a lăsat în voia pornirii minților întunecate să săvârșească tot felul de nelegiuiri. Dragii mei, așa cum ați auzit din interviu, momentan funcționăm într-o școală care este închiriată. Credem că Dumnezeu ne va ajuta dacă cumpărăm această clădire, să vindem terenul care îl avem în acest moment, și îl vom vinde destul de bine, pentru că între timp Dumnezeu a intervenit și a schimbat puzzle. Deci puz înseamnă proiect urbanistic zonal, în sensul că pe locația pe care noi am cumpărat-o se pot construi blocuri în alte de 10 etaje și interesul este foarte mare. Dacă noi am dat 250.000 de euro pentru terenul acela, astăzi putem să-l vindem cu cel puțin 700.000 de euro. Și prin aceasta am văzut o nouă oportunitate. Eu nu vreau să vorbesc prea multe despre proiectul acesta. Vreau ca credința să fie însoțită de fapte și cu toții mulțumim Domnului. Am citit pe avion o carte în care autorul cărții făcea o comparație extraordinară. Trupul fără suflet este mort. La fel și credința fără fapte este moarte. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Aș vrea un scurt îndemn care este scris în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 21 și 22. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui Dumnezeu. Cu toții ne rugăm lui Dumnezeu. Cu toții așteptăm răspuns din partea lui Dumnezeu. Așteptăm intervenția lui Dumnezeu pentru cauze speciale pe care noi le aducem înaintea Lui. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune, preiubiților, dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală. Este important ca inima noastră să fie curată, să nu ne osândească, și mai departe, în capitolul 5, versetul 14-15, cuvântul spune astfel: îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală. Și îndrăzneala pe care o avem este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Eu rămân la aceste cuvinte și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare. Amin.